Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Stumble Guys. Pe acest canal de data asta s-au adăugat foarte multe chestii speciale în jocul ăsta Stumble Guys. Așa că înainte să vi-l arăt, nu uitați neapărat de un like, să faceți cât mai multe like-uri la acest episod. O să număr până la 3 și când ajung la, nu știu, 3 să dăm toată lumea like în același timp să vedem ce se întâmplă. Să-ți pregătiți 1, 2 și 3 like. Sper că ați apăsat și voi pe butonașul de like. Și da, e bine băi fratilor, nu uitați să dați un subscribe, să facem 200.000 de abonați cât mai repede. Și hai să intrăm și noi aici pe shop. Și bam bam bam, am mai dispărut un gram. Dar ia uitați după câte se poate vedea. Meduza Wheel, Special Mythic Wheel, Super Wheel 1. Oferte, foarte multe skin-uri noi aici la la Stumble PS. Uitați-vă câte reward-uri noi avem, ești nebun la cap. Avem acest super token, emote-ul de invizibilitate special asta. Avem două eventuri noi, avem aceste chestii, doamne, o să fie insane, ești nebun. Deci prima oară vreau să vorbesc despre roata asta cu Meduza Wheel, bro. Mamă, frate, costă 90 de gemuri. Bă, sincer, cam mult 90 de gemuri, adică, na, nu știu. Așa costă 1... adică costă, dacă are șansă, 1,5%. Și skin-ul ăsta și în rest sunt doar sharduri. Bă, sincer, nu m-am uitat până acum aproape la skin-urile astea, dar par destul de, bă, destul de șmechere, sincer. Așa. Și hai să, nu știu, hai să zic să dăm și noi aici în prima oară un match la acest event. Pentru că eventul ăsta practic e cumva box. Bă, deci prima oară când nu știu, când a apărut eventul ăsta, eu mă întrebam, ce n-ai băia asta, bă, adică cum adică box în Stumble Guys? S-a adăugat o nouă mapă, gen asta e mapa cu albastru, așa. Dar ce să vezi, nici măcar nu e o nouă mapă, e doar un event ăsta, doar că gen poți să joci doar cu emote de pum, gen. Na, ceva foarte, foarte basic. Și na, în rest toate emote-urile sunt practic banate, să zicem așa. Dacă dai pe, nu știu, pe inimă, de exemplu, nu se întâmplă nimic după că te puteți vedea. Însă eu tot îmi iau cooldown la emote-uri. Am apăsat din greșeală, nu! Ah, de ce se poate întâmpla așa ceva? Chiar nu știu de ce se poate întâmpla așa ceva. Ok, dar fii atent că am aici 15 gemuri, bro. Voi fi nevoit să le iau, ești nebun? Am 34 de gemuri. Și hai să mai jucăm cu atât aici, pentru că ești nebun, bă, vreau în continuare să dau un match. Pur și simplu a fost ghini on. Dacă nu cădem aici, câștigam tot match-ul. În fine, deci hai să vedem ce mapă pică. Din câte cred eu e că poate să pice orice mapă, bănuiesc, nu? Sau oare nu poate să pice mapele astea de race? Bă, presupun că da, sincer să fiu. Deci hai să vedem chiar acum. Nice. Și măcar acum au făcut și ăștia asta, mă legați, o chestie bună. Și nu mai există bug-uri, gen la eventul ăsta. Pentru că știți că uneori la eventul erau bug-uri că mergea doar emote-ul de pumn sau doar pumn cu foc. Însă acum probabil că merg ambele. Și na, chestia asta e mai mișto. Bun asta, wow, cum s-a ferit fix aici, bro, care erau șansurile. În fine, ia uite pe toți ăștia și le dau pumn. Hai că i-am dat pumn, dar nu s-a întâmplat nimic, ești bun. Oh my god, și sare aici. Nice, sunt cel mai bun Stumble Guys, nu! Ok, m-am încercat să cad. Holy. Bă, fii atent ce-am încercat ăsta. Eu vreau să dau picior, am apăsat pe picior și după mi-am adus aminte că nu se întâmplă nimic dacă dai picior, ești nebun la cap. Deci ăla cu... stai. Era unul care a dat target pe mine, parcă avea skin-ul ăla de lup, un câine, cum se numea? Doamne, nu mai știu. Bro, cum se numea? Ăla pe care oamenii dădea 1000 de gemuri să-l ia. Dar oricum nu cred că s-a calificat, deci nu mai contează. Anubis, parcă se numea Anubis, nu așa. Deci haide și noi pe aici, că trebuie să ne calificăm. Sorry. Nice. Hai că bă, m-am făcut din reflex, iar apăsasem pe picior. Gen când s-a auzit acum tare, dar gen... nu cred. Doamne, cred că o să cad. Dar gen, na, din reflex apăs în continuu pe picior și nu se întâmplă nimic. N-ar trebui să mă obișnuiesc doar cu pumnul pe eventul ăsta, că n-are sens altcumva pumnul ăsta. Uite-te și tu ce suferit, ești nebun. În fine. Oh my god, de ce să sparge pe toate acolo și să spar chestiile astea ca să nu mai vină ăștia aici. Da, mă, da, aia zic. Se pare că și de data asta m-am calificat. Deci hai să vedem următoarea rundă. Următoarea rundă o să fie runda finală. Deci o să fie cam cea mai importantă rundă, dacă putem spune așa. Hai de brudre și... mamă, Rush Hour, ești nebun? Rush Hour, mapa asta pe care sunt cel mai bun din România. Ia uite-vă, Zacharia, Dragon, Wings, ce nume au băieții. În fine, unde să sar? Și eu să sar aici. Nice. Wow, dacă cădeam aici, efectiv, mamă, cât de aproape eram. Și pun ăsta.
Bă, uite-te și tu, man. Ok. Deci, eu pe Rașeaua aveam mai mult tehnică cu piciorul, dar că piciorul nu prea poți să-l apeși. Fie între că m-au ocolit ăștia și de bun. Ok. Aici nu mai ocolesc, sau? Vreau pe ăsta să mă duc și nebun. Haide, bro, dar vină cu a. Pum! Nu cred! Nu cred cum s-a ferit, bă, băiatule. Ok, și pum! Mem pe bune, bro. Ok, după a încercat să-mi dea și el un pum. N-a știut că sunt Batman și nu pot să mă atingă. Pum, acum. Bă, uite-te și tu, man. Mereu nu mă intersectez cu ăla. În pumn. Sau în emote-uri, în general. Ia uite. Ce naiba e asta, bro? Cum se poate întâmpla așa ceva? Ok. Bă, umești tryhard cu ăsta și de bun. Bine, mă, perfect, regele. Ok, și-a căzut, nu? Da, mă, da, aia zic. Oh my god, regele produselor de panificație, cum se spune la noi la țară. Ok, bă, să arunca singur, ești de bun? Păi, asta a fost, easy match. Ha, deci, da, nice, foarte, foarte, foarte mișto, dacă putem spune așa. S-au aruncat oamenii mei singuri. Oh my god, încă o rundă foarte, foarte grea și foarte șmecheră a fost terminată aici pe Stumble Guys. Deci hai să vedem runda finală. Pur și simplu a fost o rundă, sincer să fiu, destul de plictisitoare. Dar hai să vedem runda asta, măcar asta poate să fie o rundă mai șmecheră și mai... mai decisivă, pentru că dacă voi câștiga, voi primi 50 de gemuri și poate voi putea să deschid la roata aia cu meduza, nu știu sigur, însă hai să ne străduim, pentru că știți că aproape mereu câștig aici, deci să sperăm că o să se menține tradiția, dacă putem spune așa. Și nu, bă, m-am dus fix eu în banană aici de bun. Dacă avea panda ăla un emote, eram dus acolo, sincer. Ok. Dar și dacă intra el în banană, așa aveam eu un emote acolo. Haide și pu. Nu. Oh my god, ok, 7 din 0. Nu 7 din 0, 0 din 7, dacă putem spune așa. Însă fine, bă, dar nu e chiar așa de mișto skin-ul ăsta de foc, nu știu, care l-are băiatul ăsta, care e în Stumble pe gen. Nu știu, nu mi se pare ce, nu știu ce. În Stumble pe ăsta mi se pare mai wow, doar emote-ul de invizibilitate, dar în rest skin-urile nu mi se pare ce, nu știu ce, sincer. S-ar putea să-l cumpăr și eu. Deci, haide pe aici. Nice. Ok. Pumnul asta, bă, uite-te și tu cum n-a fost cum trebuie pumnul. Trebuia să fie mai șmeche, să-l dea în spate, să fie knockback. Ok. Pumnul. Wow, bro. Panda o să fie întâlnit că se ține bine, chiar dacă n-are habar de jocul ăsta. Ok. Pumnul ăsta ești nebun. Bă, ia fiind ce încercat ăsta să-mi dea mie pumnul, ești nebun. Nu. Poate ca din cauza ăsta acum. Haide și emote. Dan. Ok. Hai să nu trec rapid. Nice. Nice. Și da, mă, da, zic, bă, sunt prea bun la jocul ăsta. Prea zeu. Ok. Haide, și acum trec prin pete. Nu, n-am sărit cum trebuie prin pete, bro. Și nice, piciorul de... emote de picior, de fapt. Și nice, foarte, foarte lejer am trecut. Și asta, pum. Oh my god, bro, dacă reușeam lor să-i dau pum. Oh my god, dacă se schimba trecutul, prezentul era altfel, bro. Ok, n-are niciun sens, am zis, de fapt are tot sensul, dar n-are niciun sens că nu s-a întâmplat asta. În fine, hai să ne urcăm și noi aici frumos și bă, sare emote de pum, ești nebun când îl vezi cu skin-ul ăla de clown, crezi că are emote-ul de pum, dar în fine, aruncasem și eu acolo un laser, e destul de nice. Am trecut și pe aici și mai doar ăsta, nu? Și mai, mamă, încă doi, brodere. Ok. Haide și picior la amândoi. Haide, sari. Da, mă, da. Pum ăsta! Du-te mă la laser, aoleo, bro! Oh my god, o să țin așa mult și bine, ești nebun la cap, uite și tu. Mi-a dat jump glitch. N-am reușit să sar, ești nebun? Ok, nice. Espro ca la țară. Ok, n-am reușit ce-am zis, eu doar scot cuvinte random acum pentru că mă concentrez. Cam așa sunt eu când mă concentrez, ar trebui să înțelegeți, nu! Ah, mai bine nu mai vorbim deloc, ești nebun, mamă, frate. Da, și te pare că n-am câștigat și am primit doar 20 de gemuri, nu? 140 în plus. Și da, doar 20 de gemuri, dar de fapt am 49, deci da. Sper că v-a plăcut episodul, nu uitați de un like, un share, un subscribe și noi ne auzim data viitoare. Și pa, și pa.